În Vama Veche, stațiunea tuturor tinerilor, mini-vacanța de 1 mai de la mare a venit ca o gură de oxigen după atâtea luni de restricții. Cred că toată lumea a așteptat și nu numai ziua asta, în general zile de libertate, nu? Cu toții suntem nerăbdători să așteptăm zilele astea și să vină odată. În prima zi de Paște, petrecăreții au ciocnit ouă chiar pe plajă. Ați venit pe o, adică în mini-vacanță sau doar astăzi? Doar astăzi. Și de ce ați ales să veniți pe plajă? Pentru că am zis că e mai frumos, ieșim cu familia, cu copii. S-a mutat masa tradițională, practic. Exact, o facem aici. Ce trebuie absolut să... tot, absolut tot. Mi-am dorit, a fost frumos, am venit să văd ce se întâmplă. Nu m-a doborât încă pandemia și dorința de a ieși există. Și turiști din afară au venit să-și petreacă Paștele în Vama Veche. E pentru prima dată în Vama, pentru tine? I like Vama Veche, I like București. Oamenii sunt atât de bucuroși de prima ieșire la mare din acest an, încât au scăpat de inhibiții. Turiștii au ales ca în prima parte a zilei să fie. La Mamaia, cluburile de fițe au fost pline. Oamenii au stat la cozi pentru a prinde o masă, iar spre seară petrecerea s-a dezlănțuit. Anul acesta, organizatorii au adus șampaniile scumpe cu o barcă gonflabilă. Seara a culminat la Mamaia cu un foc de artificii. Și în această seară, terasele și barurile de la malul mării vor fi deschise doar până la ora 22. Apoi, patrule de polițiști și jandarmi se vor asigura că regulile sunt respectate.